După aceste cântări, pentru că suntem la nuntă și s-a făcut referire la nunta binecuvântată care va fi în împărăția lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă citesc și eu. În Biblie nu-s trecute pe notă, numai versurile le avem. Cât de frumoasă să fie pe notă. Cântarea care va fi atunci. Câteva versuri, Apocalipsa 19, primul vers. Cântat de gloată mult, aleluia! A Domnului Dumnezeu nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Al doilea vers, versetul 3, aleluia! Câteva puncte, o să aflăm noi cum continuă strofa. Al treilea, finalul versetului 4, amin, aleluia! Versetul 5, ca un îndemn, lăudați pe Domnul Dumnezeu nostru, toți robii Lui care vă temeți de El mici și mari. Versetul 6, alt vers, aleluia, Domnul Dumnezeu nostru, Cel Atotputernic, a început să împărățească. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și dea bunul Dumnezeu harul tuturor să poată cânta versul ăsta de cântare ce l-am citit de aici. Aș vrea... Iubiți miri și stimați participanți la această zi de sărbătoare, să vă aduc în față trei principii ale fericirii pentru nuntă, aici și în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că scrie în versetele ce urmează, versetul 9, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Invitația vă este lansată. La unii mai de mult, poate la unii numai astăzi. O chemare la fericire eternă. Un prim principiu. Numai fericirea poate să dea fericirea. Adică numai cine are poate să dea la cine n-are, nu? E logic. Dar cine are fericirea? Unde e izvorul, depozitul de unde putem să ne aprovizionăm? Știți cum este numit Dumnezeu în Scripturi? Între multele nume ce le are. Citesc 1 Timotei 6, versetul 15. Fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Singurul care are nemurirea ca locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea în condiția de aici, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Numai fericirea poate da fericire. Numai de la Dumnezeu poate să vină fericirea. Știți cum și ce fericire de Dumnezeu? Să vă spun doar câteva și noi să ne cercetăm dacă am avut parte de ele. Este scris în Psalmul 32, versetul 1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Mai multe sau mai puține păcate în viață am făcut toți. Și de îndată ce omul păcătuiește, o stare de nefericire se lasă peste sufletul lui, adesea se transmite și peste trup. Și când omul este iertat, când cazierul devine curat, când conștiința este eliberată, se instalează o stare de fericire și astea poate să vină numai de la Dumnezeu. Psihologii, oricine cât ar fi de iubitor, poate să te încurajeze, să spună că te iartă. Dar iertarea în fond și definitiv numai Dumnezeu poate da. Că iertarea s-a oferit și încă prețul este pe rol prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Vă dorim fericirea asta. Numai fericirea poate da fericire. Mai departe, fiind vorba de viața de familie, vă citesc cartea Proverbele, capitolul 18, versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Dar
chiar dacă părinții celor doi sunt în biserica noastră. Ei nu se vor supăra prin ceea ce spun. Doar prin ceea ce ei au produs. Nu puteau să producă un Sergiu și o Andrei așa cum îi avem aici. A lucrat Dumnezeu în viața lor. Și ascultați cum scrie versetul mai departe. Este un har care îl capătă de la Domnul. Iertarea o poate da numai Dumnezeu, un partener bun tot numai Dumnezeu îl poate da, că întâi vine cei firesc, îi naștem ca și copii, dar trebuie Dumnezeu să îi prelucreze. Și numai apoi, de aceea la noi în biserică, și nu numai așa, este în biserica Domnului, nu putem să oferim pe cineva spre căsătorie până mai întâi n-a fost prelucrat și făurit, așa cum se cuvine, de Domnul, numele Lui să fie slăvit. Lista de fericiri pe care o oferă fericitul Dumnezeu este lungă și va continua în împărăție cu ceea ce v-am citit din Apocalipsa, capitolul 19. Recitesc în acest context versetul 7. Ferice de cei chemați la ospățul nuncii mielului. Adică, să o legăm de ideea anterioară. Dacă aici în viață te poate ferici Dumnezeu cu un bărbat bun și cu o nevastă bună, ce fericire o să-ți dea Dumnezeu, o să ne dea la toți, pe cel mai bun și mai frumos, pe Domnul Iisus Hristos. Păi de fapt, de aceasta e legată fericirea eternității, eternitatea lui Dumnezeu. Nu-i doar tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Că știți cum spune vorba din popor, de omul rău și de vremea rea te saturi repede, dar de omul bun și de vremea bună, așa va fi în rai. Omul bun se numește Iisus Hristos și vremea bună, nu o să ne săturăm niciodată. Și asta e darul lui Dumnezeu, numele Lui să fie slăvit. Un al doilea principiu, fericirea nu poate să nu dea fericire. Adică nu se poate cineva să fie fericit și să nu vrea să împartă fericirea cu alții. Nu există fericire egoistă. Eu sunt fericit, dar altul nu mai vreau să fie fericit. Gata. Și ce frumos sună asta pentru viața de familie. Un bărbat fericit nu o să spună, eu vreau să fiu fericit, dar pe ea nu vreau să o fac fericit. N-ai cum. O adevărată fericire nu poate să nu dea fericire. Și asta privind mai întâi în raportul lui Dumnezeu cu omul. Vă citesc din cartea Deuteronom. Suntem la biserică și poate vă gândiți dumneavoastră, și la copii mă refer, de ce Dumnezeu are atâtea legi care uneori ni se par nouă cerințe din partea Lui, de care noi n-am vrea să ascultăm uneori. Ascultați-mă ce vă citesc. De mai multe ori în cartea Deuteronom scrie că Dumnezeu a vrut ca poporul Lui să fie fericit. Știți cum? Prin legile, rânduielile, poruncile care le-a dat. Citesc Deuteronom capitolul 4, versetul 40. Păzește dar legile și poruncile Lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit. Tu și copiii tăi după tine. Și dacă e vorba de copii, vorbim de familie. Întorc paginile 6 cu versetul 3. Ascultă-le, dar Israele, stimați bărbați, tați, mame, Dumnezeu nu poate să nu ne dorească fericire. Dar nu poate să ne o dea decât așa cum știe El că putem să fim fericiți. Că omul fără Dumnezeu nu e fericit. Observați în viacurile acestea, care s-au scurs în mod deosebit în deceniile de la urmă și în mod deosebit acum după anul 2000, de când toate aceste libertăți care vor să distrugă totalmente viața de familie, socotind că familia clasică e ceva demodat. Dar ceea ce se oferă acum aduce fericire? Da, de unde? Dacă ar fi fericiți, n-ar mai face din băieți fetițe, din fetițe băieți, din bărbați femei, din... Se pare că este o industrie întreagă, s-au investit mii sute de miliarde de dolari
Ca apoi să fie și de aici un business, că oamenii aceștia care vor să se transforme cu teoriile astea de transgen. De ce? Nu sunt fericiți. Rețineți, mai citesc doar un verset, capitolul 10, versetul 12. Acum, Israele, și ăsta a fost principiul, l-am enunțat, dacă vreți, țineți cont de el. Ce alta cere Domnul de la tine? Dar ascultați-mă bine. Dumnezeu cere ca să-ți dea. Ce cere Dumnezeu este dă mâna să-ți o umplu. Și spui, nu vreau. Dar nu vezi că ți-e goală. Dă-mi viața să-ți o înnobilezi, dă-i a mea. Dar tu nu vezi că e nefericit. Ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Și cum avem noi o frumoasă cântare, dacă vrei, pun mâna dacă tu vrei. Doamne, ajută-ne! Și un al treilea principiu. Nefericirea poate să primească fericirea, dar poate să refuze fericirea. Dumnezeu, ca fericit, poate să dea fericire. Vrea să dea fericire. Și noi, în libertatea ce o avem ca ființe create, putem să o refuzăm sau să o acceptăm. Asta scrie în Apocalipsa, capitolul 19. Ferice de cei chemați. Și știți că există și teoria aceea predestinației și pot să spună unii, pe mine nu m-a chemat Dumnezeu la fericire. Mie n-a vrut să-mi dea fericire. V-am spus, adinea, ori fericirea nu poate să nu dea fericire. Dar nefericirea poate să nu vrea fericire. Ferice de cei chemați, dar ascultați ce ne privește pe noi. Versetul 7. A venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu in strălucitor, subțire și curat. Da, e ceva ce ține de noi. Atât în fericirea vieții de familie, cât și în fericirea referitor la mântuire. Să luăm un caz referitor la viața de familie. Cartea Rut a rămas o femeie văduvă, tânără. Ea nu era din poporul Israel, ea nu știa rânduielile sfinte, dar a ajuns în Țara Sfântă. Cum și noi suntem acum aici în biserică. Și avea o soacră, o tare mi-aș dori toate soacrele, să poată da fericire la norori, așa să se poarte, încât să nu poată să nu-și fericească nororile. Soacră s-a i-a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită, auzi. Și acum întreb, putea să forțeze soacra să-i dea fericire dacă nora nu făcea ce trebuia? Nu. A ținut ceva de soacra să vrea fericire și a ținut ceva de noră ca să poată fi fericit. Și a spus ce are de făcut potrivit legii leviratului, cum să procedeze, și nora a făcut întocmai. A ajuns fericită? Da. Da. A venit împărăteasa din Seba la Ierusalim. A venit cu un pachet de întrebări, probabil ceva din domeniul politic, social, știu eu ce pasiune avea ea. Pare rău că nu scrise întrebările, în mod deosebit răspunsurile m-ar fi întrebat, m-ar fi interesat ce răspunsuri a dat Solomon. Scrie că a văzut hainele, a văzut tacâmurile, dar în mod deosebit a rămas uimită de cuvinte și scrie în Cartea 1 Împărați, capitolul 10, versetul 8, ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmate înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Da. E o mare fericire să ai de unde să primești fericirea. Dar fericirea e întreagă dacă o primești. Ce credeți că toți slujitorii lui Solomon băgau seamă ce spune el?
Nu zice el mai târziu în cartea Eclesiastul că unii au zis, o, cât pe ce să mă nefericesc în mijlocul adunării, că n-am vrut să ascult. Câți trec și pe aici și nu numai prinaintea Domnului. Ar putea să fie fericiți în familie. Și noi nădăjduim că apresăra Domnul prin familie oameni care pot să dea, să ofere fericirea. Și nădăjduim că vor fi și copii și soți și nurori și toți ceilalți să o poată primi. Mulțumim Domnului care ne cheamă la fericire și care și în viața de familie poate să ne dea. Numai noi să o primim. Amin.